Apropo de surprize, trebuie să vă dau un pic din casă. Noi ne strângem după emisiune, ne strângem în redacția Vorbește Lumea. Acolo sunt cât 15-20 de fete. Și eu și Bogdan și băieții, colegii noștri, Văru, Cornel. Și ne gândim ce facem cu următorii noștri invitați. Și pentru următorul nostru invitat am stat ieri vreo jumătate de oră și ne-am bătut creierii să găsim o provocare și credeți-mă că suntem foarte mândri de ce provocare am găsit. Până atunci vorbim un pic cu el, că ne era dor să-l avem aici pe canapea, pe Gianni Chiriță. Salut! Bine, vă salut, sărămâna, vă pup cu drag. Și vorbeam și cu colegii în spate. Băi, de câte ori vin la voi, vin cu mare drag, pentru că aveți energia aia bună. Hai, adică mă simt foarte bine. Să știi că ne-a fost dor de tine. Mulțumesc. Nu știm ce ai mai făcut ultima perioadă. Tocmai de asta foarte vrem multe. Să aflăm. Da? Foarte multe și vreau să fac foarte multe. Ia zi-ne ce. Dar legate de sport. Legate de ce vrei tu? De sport. Bine, zi de sport. Uite, de exemplu, sunt analist sportiv. Așa. Dar din păcate o spun pentru mine, analizez meciurile lui Dinamo și suntem într-o situație critică și nu mă duc chiar cu energia bună, știi ce spun? Că foarte suntem... pe scurt, iertați-mă, asta e o chestie pentru mine, că eu rapidist de fel că m-am născut, da, știu, în Giulești, știu. Așa, și să știu cum ți s-a părut meciul, dar foarte pe scurt, că ați condus, a jucat bine. Am jucat foarte bine, dar din păcate am pierdut. 89-90. Am pierdut, e singurul meci în care am jucat foarte bine. Da, dar am pierdut 3 puncte. Asta voiam să zic, băieții au jucat foarte bine și eu cred că sunteți pe un drum bun. Să vedem, dacă nu acumulez puncte, crede-mă că drumul ăsta nu prea e bun. Aici ai dreptate. Hai să trecem peste asta. Trecem la partea ta personală. O să mai am un proiect vis-a-vis de, și legat de sport, de fapt, dar nu vi-l dezvălui pentru că o să fie o surpriză plăcută. Păi unde, și când o să-l dezvălui, vii la noi să ne zici. 100% o să vin și la voi. Și la tine pe Insta, pe TikTok. Stai puțin. Pe TikTok, hai să vă zic ceva. Deci, am intrat pe TikTok, gata, la revedere. Da? Nu, să închizi TikTok-ul, mă! Nu, toți îmi ziceau, băi, Gianni, dar tu trebuie să intri pe TikTok, tu ai Caterinca, tu râzi. Dacă vrei să te cerți cu cineva, poți să te cerți, e normal. Dar în felul ăla mișto. Dar în felul ăla mișto, da. Și am intrat pe TikTok și, surpriză mare, feedback-ul a fost foarte pozitiv și foarte bun. Dar am postat, practic postez din ce fac eu, din antrenamentele mele. Ce fac eu, ce sport fac eu și îndemn pe oameni să facă sport. Ce tare. Uite, Gianni, de exemplu, te rog. Ce mai face mama ta? Că ne e dor și de ea. Mama? Păi sincer. Mama cred că de-abia așteaptă, jur, de-abia așteaptă să vină la voi în emisiune. Jur, serios? Mă, jur. Haideți aici! Nu, da, 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 mama, nu. Cred că se uită, 100%. Se uită acum la noi? Uitați-vă la telefon. Duceți-vă la telefon! Doamnă, vă sunăm! Dacă vă uitați acum la noi, vă sunăm noi. Ia sună. A mai gătit ceva bun? Uite, o întrebați voi direct. Da, o întrebăm direct. Hai că venim aici lângă tine. Și să ne face să toți. Șefa. Alo. Ce faci, șefa? Da, mama. Mă auzi? Salut, mâna. Bună. De la Vorbește Lumea vă deranjăm. La mulți ani, Danuța. La mulți ani, ce mai faceți? Lili. Ce ați mai gătit bun? Da, un pic. Ba, de toate am gătit. Păi băiatul meu vine duminică. Ce o să gătesc de toate. Plăcintă cu mere? Plăcintă cu mere. Plăcintă cu brânză. Salam de biscuiți. Prăjitură cu nuci și cu gem. Doamne. Când veniți și la noi să ne aduceți? Da. Oricare dintre astea. Când veniți voi când mă invitați. Păi acum noi facem, deschidem invitația. Auziți, vă mai întreb o singură chestie. Gianni când mai vine în vizită pe acasă, mai repară și el ceva, mai strânge pe acolo. Ce face băiatul meu? Deci băiatul meu tot repară, tot nimic. Mulțumim! Mulțumim frumos, vă pupăm, sărămâna! Hai, te pup, mamă, sărămâna, pa, pa! Pa, pa, vă pup și eu, te pup! Vă pup, vă pup și eu și sper să ne vedem curând. Sper să ne vedem curând. Hai, să rămână, te pup, pa, 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 pa. Șefa e șefă, mă. Șefa e șefă. Păi e șefa mea. Eu așa zic șefa. Noi te-am... Te-am flancat? Da. Iată, deci ne-am gândit la chestia asta ieri în redacție, vorbeam mai devreme. Ne-am gândit ce provocare să-ți facem. Da. Și dacă nu o să ne mulțumești tu pentru ce ți-am adus. Ascultă-mă, să știe toată lumea, nu știu despre provocare, mi s-a spus, dar nu știu absolut nimic. Ți-a zis că o să-ți pregătim ceva. Ceva, dar nu știu ce. Păi, hai să ne ridicăm. Hai. Mergem către Bogdan, care a pregătit deja terenul de joc. Hai, vino o șurubel aici și apucă, uite. Opa, la tablă. Pe ăsta l-aduc cu spatele, Gianni. Da. Deci analist sportiv, ai zis, da? Da. Bun. Acolo avem, după cum poți vedea deja, un... Bun, teren de joc de jumătatea noastră, frumos, da? Frumos, da, uite aici exact cum trebuie, ia uite. Da, ne-am ocupat... Ne așezăm în patru, asta e formația, hai să facem formația preferată.
Eu joc întotdeauna 4-4-2. 4-4-2 clasic, întotdeauna, da? Da. Astăzi, doamnelor și domnilor, Gianni Chiriță trebuie să facă un prim 11 format din galactice, din toată lumea. Uite jucătorile. Hai să vedem, Gianni. Stai puțin, dar ele nu vin? Ba da, ele vin în funcție de cum alegi tu. Păi aduceți-le ca să le putem pune exact așa cum trebuie. Momentan te inspiri din poze și vai de capul meu. Și le citim pe rând așa repede ca să vedeți și voi. Și Alin Steron, Anisia Gafton, Adelina Pestițu, Serena Williams, Lily, eu ați auzit de ea, sunt sigur, Riri, Riana, Lidia Buble, Majda, Ana de Armas, Eva Mendez, Madalina Ghenea, Angie. N-ai înțeles, deci deja îmi bate inima, ca să știi, bate tare. Nu, n-ai, fotbal feminin, da? Nu, faci echipă primul 11 de ce vrei. Știi tu, ce ne interesează? Te rog. Ne interesează să ne și spui atunci când așezi pe oricine în primul 11. Înălțimea n-avem? N-avem înălțimea, să ne spui de ce ai așezat acolo, pentru că portalul trebuie să aibă anumite calități. Fundașii trebuie să aibă anumite calități. Aici tu știi foarte bine. Mă uită aici, Sofia, fundaș central. Sofia Vergara. O punem acolo sau doar vă zic? Ia-o. Perfect, o luăm, o punem acolo, facem... Facem primul ușor. Da, dar ce te-a determinat să alegi un fundaș păi central? Păi uite-te puțin la picioare. Avem picioarele mari. Un fundaș central trebuie să fie forțos. Trebuie să fie puternic. Hai că avem 11. Al doilea fundaș central. Așa, merge pe fundaș central. Mergem acolo, da. Michael Jackson. Cineva uite aici. Să apere bine de tot. Uite aici pe Kim. E Kim Kardashian. Clar. Tot bine pe picioare. Tot bine, tot puternici. Nu treci de ele. N-ai cum, uite-te și tu. Nici atunci omul nu știi cum se zice. Acum benzile. Ia să vedem fundașii. Așa, ce trebuie să aibă un om care joacă pe bandă? Băi, în primul rând trebuie să fie mic de înălțime. Sunt cazuri care sunt și înalți, dar sunt foarte rari. Dar ei trebuie să fie mici de înălțime. Viteză și agilitate. Să facă banda. Florentin Petre. Așa. El era și fundaș și mijlocaș. Avem ceva mic de înălțime? Păi eu zic că Rubi se potrivește foarte bine, de exemplu. Dați-mi ceva mic de înălțime. Nu știu, mă caută. Rubi, Lidia Buble, nu e foarte înaltă. Ana e foarte bună. Ana de Arma sau cum, da, parcă așa. Dacă e mică de înălțime. Anisia, da. Nu, dacă e mică de înălțime o luăm. E mică. Ana de Arma pe bandă dreapta. Da. Perfect. Hai și bandă stânga repede, hai să vedem ce mai avem așa. Aici avem ceva, Lili, frumos, acolo e la mijloc. la mijloc. Viorica Portar. Michael Jackson. Viorica Portar. Nu trece nimic. Viorica, te pup, știi că te iubesc. În sensul că le cântă. Nu, n-are cum, e acolo, nu se poate, așa? Da. Mai avem fundaș dreapta, hai să vedem aici stânga, pardon. Hai să o luăm pe Rubi. Hai să o punem. Rubi, frumos. Hai că nici jumate n-ai pus. Hai să vedem la creație, mijlocaș. Creație, așa, mamă, da. La creație aș pune pe Lili. Să vedem după stil aici, Lili. După ex. Lili. Da. Acum că fac o glumă, dar să știi că stăteam bine și în poartă. Ca să... O glumă nu, fără mănuși, dacă îmi permiteți. Nu vreau să zic, dar ai zis tu. Era scris în stele să fiu ești poartă. Ești bine la creație. Pe Mădălina, normal. Da, că facem aici un quartet. N-ai cum. Ca să fiți toate prietene acolo, să stați de vorbă. Uite, puteți să puneți pe Catrinel Menghia ca să fim toate... Bă, da. Uite aici pe Megan. Megan Fox. Uite aici. Frumos. Hai că ne apropiem de atac. Fii atent acum. Mamă, aici e ceva rău. Adică avem prea multe aici. Fii atent. Da. Cine să fie. Mijlocaș, da? Nu avem aici. Unde m-a băgat? Uite-te ce avem aici. Facem mijlocaș stânga. Dacă nici asta nu e o linie de mijloc puternică, nu mai e nimic. Și acum două vârfuri. A rămas, atenție, că e foarte important în orice echipă, vârfurile sunt foarte importante. N-ai cum, când dă drumul Shakira la motoare. Un vârf e Shakira. Și rămâneți cu noi, Gianni Chiriță rămâne în platou, face primul 11, o să aleagă al doilea și ultimul vârf. Facem poate cea mai nebună provocare de până acum. Gianni Chiriță alcătuiește primul 11 de galactice. Intergalactice. Așa. Viorica în poartă, pe stânga o avem pe Rubi, Sofia Vergara în centru cu Kim Kardashian, pe dreapta Ana de Armas, mai în față Megan Fox, Madalina Ghenea, Lily la centru, Angie sau Angelina Jolie. Angie. Pe stânga în atac Shakira și mai aveam un vârf. Atacantă. Shakira derutează, îți dai seama, când dă drumul la motoare, la revedere. Ce vorbești cu? Toți fundașii sunt hipnotizați. Și mai avem ceva tot pe genul. Trebuie să aleg. N-am cum. Ce? N-am cum. A doilea vârf, Beyoncé. N-am cum.
Ia uite. Shakira și Beyoncé. Râmă și Rubel. Joacă cu pasă. Dacă a intrat și Rubel, n-am necat. Nu are emoții. Când a văzut primul 11, l-a luat direct căldură. Bun, avem primul 11. Bravo! Mulțumim, Dani Chiriță. Să știi că sunt foarte bucuroase toate componentele lotului, că le-ai pus pe tablă acolo. Primul 11. Ai vrea să joci contra lor? Nu, ai vrea să joci contra lor? Să o marcheze om la om? N-aș putea să mă concentrez foarte tare. Păi asta o spun, că n-ai cum. Efectiv n-ai cum. Ar fi pe genul, vă rugăm frumos, dați câte goluri vreți. Gianni, stai, potoliți-vă un pic, vedeți că avem o plângere. Este chiar aici, la noi, în platou. Și aș vrea să intre, prima plângere. Să intre prima plângere, prima că avem plângere. Mai multe. Doamne și domnilor, sore! Bună ziua! Bine ai venit, sore! Reveniți, tu noi suntem prieteni de mult timp, dar mă așteptam să te uiți pe toată lista aceea, să zici, băi, dar lipsește, băi, prietena mea, n-ați pus-o-și pe ea pe tablă, pe sore. Păi să... te-am văzut acolo, dar nu credeam că îți place fotbalul. Adevărul este că îmi place mai mult tenisul. Ea dansează foarte bine, dansează foarte bine, o știu pe sore de foarte mult timp. Da, m-am scos bine acum. Acum să vină și a doua plângere. Mai avem o plângere? Nu știai că îmi place fotbalul, ba, adică am și legat o prietenie, știi? Ba, că am văzut că tu, nu, am văzut că tu gătești foarte bine. Și adică... ce ziceai, că nu știu, stau cu picior. Și am zis că nu vrei să te bagi, să te accidentezi. Mă, tu fiind frumoasă, n-are rost, sunt crampoane. Și fetele de acolo nu sunt frumoase. Da, dar ele vin de afară, multe dintre ele. Ia uitați, avem Majda pe panou, da? Ai zis că să ceva? Să șifoneze costumul ăsta frumos. Am zis, mamă, ce exotic, dar zic, nu o bag pentru că o să accidenteze. A, ești mulțumită, Majda, sau facem recurs? Sau cum? Simțim că e bine. Simțim că e de bine. Așa, el ce ca să zic că e de bine, dar suntem pe TV, adică live. Intri la pauză. Intri la pauză. Da. Intră, da. Da, la pauză. Oricum vreau să spun că să stai liniștită, pentru că eu am venit astăzi cu o provocare. O să-l punem în dificultate noi pe Gianni, așa că astăzi, spre deosebire de dățile trecute, m-am gândit să vă invit și pe voi în provocarea noastră, dacă toți suntem aici. Pe amândoi. Să facem gașca fetelor contra gașca băieților. A, păi atunci, Gianni, hai că vin aici așa, bravo. Gianni, dacă tot ești obișnuit cu balonul, așa? De data aceasta va fi cu un balonul mai rotund, mai sensibil așa. Așa. Perfect. Deci avem pe masă mai multe pahare. Da. Dar înainte de a vă explica eu cum procedăm, aș vrea să vedeți, să vă uitați la acest video. Hai, ia. She want work if it come for the job, bro. See that body, body, that body on show. Melanie's skin started. Let me tell you something. Keep it there, I'm coming. Keep it there, I'm coming. Ebony, ebony. But I got up with the skin, ebony. When I gotta never taste the sweet melanin. Melanin queen, no puff up in the energy. Ebony, 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 ebony. But I got up with the skin, ebony. When I gotta never taste the sweet melanin. Melanin queen, no puff up in the energy. Nicio șansă. Da, aveți grijă, aveți grijă, da, băieți. 2, 3 și. Avem și noi un dar, să vă supărați. Potoliți-vă, sunt doar niște pahare cu un balon. De ce? Da, nu e nicio șansă. Nu? Asta nu, asta înseamnă că le e frică, știi, atunci se umple în pene, băieților le e frică. Dar voi n-aveți haca. N-aveți nimic, nici ceva. Un dar să ne intimidați ceva. Suntem pe gata, suntem pe gata, așa. Facem un pic așa și gata. Și gata, aveți gata. 3-0, 3-0. Nu e 3-0, gata. Nu e nicio problemă, e ok. Cum facem? Haideți să vedem. Facem așa. Fiecare fată, pentru că noi suntem domnișoarele, avem voie să alegem. Ne alegem câte un adversar. Hai să facem echipă, grup. Cine care mai bun, care. Băi, hai să vă zic ceva. Pierdem, nu, pierdem. A, deci fix suntem aranjate. Bun. Juru cu mine, Gianni cu Lili și Bogdan cu Majda, da? Suntem echipa, adică? Nu, regulile jocului. Așa. Bun, hai să vedem cine începe. Soare, trebuie să demonstrezi. Eu aș vrea să vă rog doar să nu mă puneți pe mine prima. Eu v-am adus această provocare pe care eu nu pot face. Hai să vă explic o secundă, da? Ca să meargă bine jocul. Ideea este așa, umflăm balonul în pahar, în primul pahar, menținem presiunea balonului ca să putem muta paharul în următorul și tot așa. Cea mai rapidă persoană câștigă și avem doar 10 secunde la dispoziție. Facem asta de 3 ori. Și dacă suntem la egalitate, facem și o finală. Acum premiu, dragilor, ce dăruim?
Plăcintele Majdei. Da. Păi da, și mai avem niște brioșe cu ciocolată. Da, perfect. Și o banană mai avem acolo în spate. Și mai are și gumă de mestecată mașină, dacă vrei. Perfect, gata. Așa, bun, suntem, deci suntem cu generozitatea la cote maxime. Eu acolo, nu? Bun, hai. Așa. Ce noi cu atenție, ne pregătim. 3, 2, 1, start! Hai să vedem. Hai. Lili, bine, Lili! Bine, Lili! Hai, Gianni, bravo, ce faci? Ia de pe amândouă, Gianni! Lili a câștigat deja în 8 secunde! Excepțional! Și e asta, mă! Ce frugit! A exersat înainte, mai vreau o dată, gata, la revedere, nu? Moftic! Vreau să exersez, stai liniștit! Băi, băiatule, nici n-am apucat! Eu și m-așteam să fie personalele! Spune rușine! Extraordinar, Lili, ești surprinzătoare, fata mea! Resetăm. Stați așa, băiatule. Pe 25 martie este ziua lui Erin. Poți să vii să mă ajut să umflu bagajul? Sigur că da, vă toate locul și cara cu Helu, dacă vrei tot. Și mă uitam pe acolo. Bun, Majda, Bogdan, sunteți pregătiți? Bogdan și Majda. Hai. Majda, mă, că e greu, mă. La mine cronometru. Nu, dar poate a avut o maica. Atenție, 3, 2, 1, start! Hai, Majda, hai, recuperează cu putere. Bine, băi! Hai, Bogdan! Hai! Haide! Hai, Majda! Haide, mă! Nu pot! Hai, și... Cu putere, Majda! Hai, tare acolo! Vinde-te! Nu, a trișat! Nu, a trișat ăla cu mâna! Nu, a trișat, am văzut, gata! Nu, unu! A trișat! S-a văzut! Și mâna când a pus mâna! Mâna, s-a văzut, gata! Nu există, unu! S-a trișat, gata! Se repetă, a fost sens! Se repetă, mai băgăm o fiță, oricum, mie îmi place că sunteți super implicați, nu? Nu există așa ceva! Stați un pic, ne-am uitat aici pe ecran! Da? Ia! Varu! Varu, a fost hands, se repetă! Avem reluare cu slow motion? Da. Atenție, încă o dată! Nu mai trișa, Majda! Da, poți să... stai! Nu poți să pui mâna. Pe balon. Da. Pe balon ai voie. Pe balon. Nici pe balon. Avem voie. Hai să vedem un clip. Avem voie. Atenție, sunteți pregătiți, da? Liniște. Și tu ai voie cu mâna pe balon, Bogdan, atunci. 3, 2, 1, start! Hai, Majda, bravo! Bine! Deci se vede că... da. S-a făcut. Băi, la tu chiar ca să vedem macarena, dar nu. Nu mai știu mâna pe balon, vezi merge? Ai zis că sper rușine. Haide, sore, hai, șurubel. Acum nu e nicio problemă. Poți să pui mâna pe balon? Vom avea și o pată care va pierde. Noi n-am pus mâna pe balon. Băi, mie, n-are legătură. Băi, dar suntem obișnuiți de la fotbal să nu punem mâna pe balon. Mi se pare normal. Bun, șuru, e pregătit. Pregătiți-vă. Să știi că dacă pierdem, nu fac intenționat. Chiar nu pot să umplu un balon. Nu poți? Poți să încerci acum să vedem? Nu. Nici nu număr tu, Majda. Hai, nu număr eu. Și 3, 2, 1, start! Hai să... Bine, șurubel. Tare. Gata, mă. Suntem bine, gata, la revedere. Am câștigat până ne prezentare. Bravo! Bine, șurubel. Hai că am câștigat și noi. Bravo! Ăla de onoare, bine! Bravo, soare! Timpul în care... Bravo, bine! Sore, aplauze că ai umflat balonul, bravo, soare! Sore, aplauze doar că ai participat, dacă... Băi, aplauze pentru că m-am gândit să vă distrez un pic. Mamă, stai, băi, dar ce? Mă vedea nimeni că făceam aici, așa? De jumătate de oră fac. Deci, cine continua? Păi avem 2-1. E 2-1 pentru fete. Echipa fetelor, în mod normal, ar fi câștigat. Eu vreau să pui mâna pe balon, o dată în cariera ta. Da. Și să te lupți cu Majda, care a inventat tehnica. Să vedem dacă poți să... N-ai văzut, nu, nici n-apuc. Hai, Gianni. Hai, Gianni. Sore, vino încoace, șurul aranjează acolo. Sore, pe banca de rezervă. Rundă bună. De la același nivel. Rundă bună. Hai. Să dea startul, stai. Atenție. Stai acolo. 3, 2, 1, start! Hai, Maj! Doamne, Doamne! Bine, ăla-i, gata! Ăla-i! Gata! Dintre câinele numai, gata! La revedere! Mi-am uitat de rol până acum. Și 2, 3 și... Hai, mă, nu se pune! N-am ce să fac, am dat drumul la motor. Sunt foarte fericită de cum ai ieșit. Pe Lili am lăsat-o, vrei să te mint? Pe Lili am lăsat-o, dar nu pot să dau din casă. Câștigătoarele. Da, sunt fetele. Câștigătoarele de drept. Fost-o bună, fetelor. Cartonaș roșu pentru băieți. De data asta, realitatea e cam la bătăie. Liniștiți-vă, un pic, vreau să vorbesc cu soare. Soare, îți mulțumim pentru această provocare. Cu foarte mare drag, eu am vrut doar să demonstrez că echipa face succesul. Echipa face succesul. Noi oricum suntem niște câștigătoare, sunt convinsă, și pentru telespectatori, nu? Normal, vă rugăm, da. Așa și ne vedem în viitoare. Așa mi-ar plăcea, sper să-mi mai vină idei. Sigur, nu? Îmi place susținerea voastră. La 30 de ani, normal, normal că sunteți câștigătoare. Uitați-vă cum faceți voi și uitați-vă la noi. Ia, cum faceți voi? Păi cum faceți voi? Faceți așa. Așa și... Na, și noi, na, cine să țină cu noi? Noi la pază aici.
Da. Hai, mă. Și noi ne-am retras. Am atârnat baloanele în cui. Mulțumim frumos, Sore. Mulțumim, Sara. Mulțumim, Maj. Mulțumim, Gianni. Vă mulțumesc cu drag și eu. Să aveți anul ăsta frumos, să mergi cu ceea ce ți-ai propus mai departe, cu provocarea ta pe sport, să te duci bine de tot pe TikTok. Da, mulțumesc. Și dacă vrei să faci ceva și cu Sore, un tenis de câmp. Un tenis de câmp, un tenis de câmp. Ce tare ar fi. Doar că te bat, n-am ce să fac, nu pot să pierd. Nu pot să pierd, ce vrei? Tenis să-mi bat. Păi mă bate, aruncă cu racheta după mine. Nu. Nu există așa ceva. Deci lansăm challenge-ul ăsta? Da, 100%. Pregătim un meci. Și filmăm dacă tot. Da. Nu? Da, îl lansăm în direct. Bine, 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 stai, bate palma aici. Merge. Am tăiat pariu. Când vrei. Bine, mulțumim frumos, vă pupăm. Și noi.